Studioul cinematografic Anima Film prezintă. Din colecția 1001 de nopți, Aladdin și lampa fermecată, partea a doua. Duhul lămpii credincios îi îndeplinea orice dorință lui Aladdin, care, între timp, crescuse flăcău în toată firea, liniștit și la locul lui. La porunca lui Aladdin, mâncăruri alese în farfurii și vase de aur se așterneau pe masă, alungând încetul cu încetul foamea și sărăcia din casă. Și în timp ce mama sa gospodărea cu pricepere banii adunați din vânzarea minunatelor farfurii, Aladdin, nemai pierzând timpul ca altădată, își petrecea vremea pe lângă marii juvaierci ai cetății pentru a le pricepe meseria. Abia acum, după ce învățase atâtea lucruri de la bătrânii meșteri, Aladdin își dădu seama că poamele aduse din grădina subpământiană nu erau altceva decât pietre prețioase. Într-una din zile, Aladdin află că prințesa Bedrul Budur, fiica sultanului, va trece pe străzile cetății să se plimbe. Și cum nimeni nu avea voie să îi vadă chipul, toți oamenii se ascunseseră prin case, în afară de Aladdin, care aștepta cu nespusă curiozitate să o privească pe prințesă. De cum o zări, Aladdin se îndrăgosti pe loc de frumosul chip al prințesei Bedrul Budur. Ajuns acasă, Aladdin umplu cu nestemate un strălucitor vas de aur și, dându-l mamei sale, o rugă să-l ducă în dar sultanului și să o pețească pe fiica sa. Sultanul, uimit de bogăția darului, primi pe pețitoare, dar, la sfatul unui vizir viclean, amână cu 90 de zile răspunsul pe care trebuia să-l dea lui Aladdin. Nu după mult timp după această întâmplare, Aladdin afla însă că fata sultanului se va mărita cu fiul vizirului cel viclean. Mâhnit că sultanul își călcase cuvântul, Aladdin chemă duhul lămpii, poruncindu-i ca, pătrunzând în palat, să-l adoarmă pe fiul vizirului. Iar pe frumoasa prințesă să o răpească și să-i o aducă lui. Cu tristețe în glas, Aladdin spuse minunatei Bedrul Budur: frumoasă prințesă, tu erai juruită mie, dar tatăl tău, sultanul, și-a călcat cuvântul dat, hotărând să te mărite cu fiul vizirului. A doua zi, întoarsă la palat, fata povesti toată întâmplarea sultanului și sultăniței, părinții ei. Sultanul se mânie: vizire, fiul tău s-a dovedit lipsit de curaj și vitejie, dormind în timp ce scumpa mea fiică era răpită de curajosul Aladdin. După 3 luni, mama lui Aladdin se înfățișă din nou sultanului pentru a-i aminti făgăduiala făcută. Eu cuvântul mi-l păstrez, îi spuse sultanul, dar cer fiului tău 40 de vase de aur încărcate cu nestemate. Aladdin, cu ajutorul duhului, îmbrăcă cele mai mândre haine din lume. Și se înfățișă la palat cu
darurile. Tare s-a mai minunat sultanul de bogățiile lui Aladin. Și bucuros se învoi la nunta lui Aladin cu frumoasa Bedrulbudur. Peste noapte, Aladin, cu ajutorul duhului lămpii, înălță cel mai frumos și mai strălucitor palat din câte se văzuseră vreodată. Între palatul lui Aladin și cel al sultanului, duhul așternu un covor moale de mătase pe care urma să pășească frumoasa fată. Înconjurată de roabe, mama lui Aladin se pregătea să-și întâmpine nora. În cântec de tamburine, luminată de făclii, frumoasa prințesă porni spre palatul lui Aladin. În minunatele săli ale palatului său, Aladin își primi soția plin de fericire. Și în cântec și strălucire, cei doi tineri începură cina nunții. A doua zi, în timp ce Aladin împărțea cu dărnicie mulțimii daruri bogate, peste mări și țări, vrăjitorul, care îl credea pe Aladin pierdut în împărăția de sub pământ, uitându-se într-o cutie fermecată, zări strălucitorul Serai. Plin de ură și pismă, porni în grabă către cetatea lui Aladin cu gândul de a-l pierde pe norocosul fiu al croitorului Mustafa. Va urma. Reeditare 1986.